Deci instanța de judecată a admis demersul procurorului prin care s-a prelungit măsura preventivă cu încă 30 de zile în privința lui Vlad Filat. Pe de altă parte, Vlad Filat a depus mai multe cereri prin care a solicitat înlocuirea măsurii preventive sub garanție personală a unor persoane notorii în această țară. Evident că concluzia noastră este că nu este vorba de justiție în cazul lui Vlad Filat, dar mai degrabă injustiție, deoarece așa persoane notorii, cum ar fi oameni de creație, asociații deportaților, deputați din primul parlament și actualul parlament, așa nume notorii și artiști meriți ai poporului, cum ar fi domnul Bucros, domnul Doga, domnul Grecu, care a reprezentat pe toți cei peste 900 de membri asociației de creație, din câte am înțeles, n-a fost suficient pentru a servi ca garant în eliberarea lui Vlad Filat. Așa cum am zis, aceste cereri au fost respinse, neîntemeiat, chiar dacă legea prevede că pentru asigurarea garanției personale este necesar să fie depozitată o sumă bănească pe contul judecătoriei. Noi credem că însăși valoarea acestor oameni de creație și autoritatea acestor persoane ar fi fost mult mai mult decât mijloace bănești care trebuie depuse pe contul judecătoriei și în consecință urma ca această cerere de locuire a măsurii preventive să fie acceptată. Însă, așa cum am zis, se face injustiție și nedreptate în acest